Hristos, care prin a lui îndurare a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nespicăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, pentru că ea este păstrată în cerul pentru noi. Lăudați să fie Domnul! Acești nouă candidați pentru botez sunt astăzi aici, pentru că ei au fost născuți din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Au primit o nouă nădejde. Au primit o nădejde vie, o nădejde care nu înșală nici pe ei și nici pe noi care am primit-o mai de mult. Și această nădejde, dragii mei, ne duce cu gândul și cu dorința ca într-o zi să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi să ne întâlnim cu Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și spune Apostolul Iubirii Ioan că atunci când vom vedea, vom fi ca El, lăuda să fie Domnul. Dacă dorim cu toții aceea zi a întâlnirii cu Domnul, haideți să ne pregătim pentru aceea zi. Haideți să fim oameni noi, oameni care să fim schimbați, transformați, oameni care să facem voia lui Dumnezeu, trăind o viață de sfințenie, fugind de păcat, depărtându-ne de El și trăind pentru Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Ne bucurăm pentru acest mare har care îl avem. Îndeoseb biserica din loc, biserica Smirna, din Dumnezeu se bucură. Pentru că și Duhul Sfânt lucrează în mijlocul ei. Din nou mântuiesc pe acești nouă. Este o dovadă că Duhul Sfânt îl mulțea și biserica. Dar Domnul Duhului Sfânt, biserica se mulțea la început și se mulțește și astăzi. Onorat să fie Domnul. Fie dacă la acest număr, astăzi Domnul să mai aducă și pe alții. Să va vestească Evanghelia și ne rugăm Domnului să însoțească evangheliștii, robii Lui, care vor vesti cuvântul Domnului, Duhul Sfânt să însoțească vestirea. Și toți acei care vor asculta, vom asculta cuvântul Domnului, să intre până aici, în inimile noastre, să-L credem și să-L întâlnim. Onorat să fie Domnul.